În urma accidentului grav petrecut acum 3 zile în centrul capitalei, una dintre victime se află încă în comă sub supraveghere medicală, în timp ce familia celei de-a doua victime a fost sfâșiată astăzi de durerea mormântării propriului copil. Și e doar a treia zi. Și din nou m-a apucat dorul de ea. Deși nu prea mai știu exact nici cine sunt. Parcă lipsesc părți din mine, din viața mea. Încă încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat așa cum am ajuns aici? Totul pare ca un vis. Și când spun asta, nu mă refer la ceva frumos. Mă refer la un coșmar ce pare că nu se mai termină. Neața, sunt Ursule, cât mai aveai de gând să dori. Neața, mersi. De ce? I-ai zis cu fața la ceața? Da. Mi s-a părut și... știi visul ăla. Liniștește-te. Nu-ți mai face atâta probleme. Nu, nu fac de asta. Știi că te iubesc. Te voi urma oriunde. Bine? Știu. Și eu te iubesc. Știi, m-am gândit să... Ce faci azi? M-am gândit să... Trebuie să plec. Iar îți trezi la serviciu. Stai! Nu înțeleg ce se întâmplă, sau de ce se întâmplă. Acum e lângă mine și apoi dispare, într-o fracțiune de secundă. De 3 zile nu am mai văzut pe nimeni. Și singura persoană pe care mă întâlnesc e ea. Și asta numai în vise. Nu mai înțeleg. E ca și cum aș fi rămas singur pe lume. Cu o mulțime de întrebări, la care oricât aș încerca să găsesc un răspuns, nu reușesc. Iar ea nu știu unde este și nu înțeleg de ce apare numai în unele momente, după care dispare. Acum nu mi-au rămas decât locurile în care singură trăiesc momentele pe care altădată le petreceam îndoi și parcă tot aștept să vină, deși nu știu unde e sau dacă va veni vreodată. Tot ce știu e că mi-a spus că mă va urma oriunde. Dar nici eu nu știu unde sunt sau la ce să mă aștept. Într-un fel ciudat, amintirea ei de ce mă doare și mă vindecă în același timp. Nu înțeleg dacă tot ceea ce trăiesc e real, un vis, amintire, sau dacă e altă lume. Fiecare zi se desfășoară la fel, în fiecare dimineață. Am aceleași trăiri cu ea, indiferent cum m-aș comporta eu sau ce aș răspunde. E ca și cum aș fi blocat într-o lume care la rândul ei e blocată de ceva sau de cineva. Câteodată cred că îmi doresc să nu o mai văd, deși mi-e dor de ea. Simt că nebunesc. Asta dacă nu s-a întâmplat deja. Toată chestia asta simt că nu se mai termină și nu face decât să se repete iar și iar. Parcă cineva ar încerca să mă distrugă psihic. Cred că și reușește. Și asta nu ar fi nimic dacă n-aș fi singur pe lume, la propriu. Zilnic mă simt ca și cum aș ieși să-mi scot singurătatea la plimbare. Încă n-am încercat să sper că aș putea găsi pe cineva care să-mi răspundă la întrebările pe care nu încetă să mi le mai pun. Întreb toate locurile cunoscute dacă știu ceva despre trecutul meu. Dar toate răspunsurile pe care le primesc nu fac trimitere decât la ea și la promisiunea ei că mă va urma oriunde. Și dincolo de toate astea, acum că mă aflu într-o lume lipsită de viață, cred că încep să-mi doresc ca ea să nu se țină de promisiune. Promisiunea pe care mi-a făcut-o, de a mă fi urmat oriunde. Pentru că lumea în care sunt e atât de moartă. Oare eu cum sunt?
Fata aflată în comă în urma accidentului ce a avut loc în centrul capitalei s-a stins din viață astăzi, la o săptămână după iubitul ei, lăsându-și în urmă familia copleșită de durere. www.școala de televiziune.ro